Peste 200 de elevi de la școlile generale și liceele din Giurgiu s-au înscris astăzi la competițiile sportive organizate sub sloganul Sportul singura dependență, campanie desfășurată de Centrul Antidrog și Consiliul Județean. Cei mai mulți tineri și-au manifestat dorința de a participa la concursul de basket, dar și la competițiile de fotbal. Echipați adecvat, cei peste 200 de tineri s-au adunat din timp astăzi pe terenul de sport al stadionului din Giurgiu. Nu doar băieții s-au arătat extrem de interesați să participe la competițiile sportive, ci și fetele de liceu care aveau deja formate mai multe echipe. Despre regulamentul jocului de basket, dar și despre obiectivele acestei campanii, au vorbit antrenorul Marian Damian și șeful centrului Antidrog Giurgiu, Alexandru Țepurică. Se joacă eliminatoriu, în primele faze veți juca până la 11 puncte, da? Iar în fazele superioare, semifinala și finala, probabil că se vor juca două din trei seturi, ori până la 11 sau până la 21, vom vedea lucrul acesta. Vrem să oferim, să vă oferim vouă tinerilor o nouă oportunitate, aceea de a vă desfășura activități sportive, competiții în aer liber, ca și alternativă la consumul de droguri și alte substanțe. Deci, în loc să mergeți să consumați sau să vă pierdeți vremea iurea, cred că mișcarea este mai bună. Câți componenți? Trei. Gata. Deci același. De la ce liceu ești? De la Maierescu. Cum faceți echipă, cu câte persoane? Suntem trei persoane în echipă, suntem toți trei prieteni de mult timp. Practici de mult acest sport? Da, dar nu în mod oficial, nu particip la competiții cu echipa județeană sau ceva de genul, ci doar joc de plăcere în curtea școlii. De ce n-am câștigat? Facem basket de atâția ani și e păcat să pierdem azi. S-a antrenat? Da, tot timpul ne antrenăm. Avem și echipă. De la ce școală ești? De la număr 5. Sunt cu el în echipă. Da, noi. Toți suntem de la număr 5. Sunt fericit că am venit aici și sper să câștigăm. De la ce școală ești? Școala 4. Și faci echipă bună cu colegi? Da. Îți place basketul pentru premii sau pentru joc? Pentru joc mai mult. De câți ani ești practici acest sport? Un an, cred. Și îmi place. Echipă cu fetele? Da. Cu una singură? Cu una singură, restul trei băieți. Și o să vă descurcați? Noi așa sperăm. Sperăm să ne descurcăm. La ce școală sunteți? Numărul 4. Și eu numărul 7. Facem basket la echipă de 4 ani, cam așa. Practic de ceva timp acest. Da. Mai mult pentru premii sau pentru joc în sine? Pentru joc, de distracție. Mai sunt câteva fete. Vă înțelegeți cu băieții? Da, păi unii sunt și colegi de-ai noștri. Faceți echipă bună. Practici de mult acest sport? Da, din clasa a 5-a. Să nu se mai drogheze, pentru că nu este bine și mai bine practică un sport decât să se distrugă. Imediat după formarea celor 10 echipe de băieți și a celor 2 echipe de fete, arbitrii au dat start meciului de basket. Câștigătorii vor primi aceste cadouri din partea Consiliului Județean în cadrul unei festivități care va avea loc duminică seară, începând cu ora 18, la școala numărul 8, Academician Marin Voiculescu. Vă aștept pe toți acolo să socializăm și să bem un suc. Și va fi o festivitate oficială de decernare.